Salut și bine ai venit la Gânduri cu Tâlc. Sunt Camelia Tița, prietena ta și gazda Gândurilor cu Tâlc. Astăzi te învăț și te îndemn să cauți soluții, nu scuze. Este un îndemn pe care ți-l adresez din toată inima, pe care l-am cuprins în ghidul pentru o viață radiantă, pe care l-am lansat la conferința Arta de a trăi frumos și sănătos. Și se bazează pe un îndemn al lui Vasile Ghica, care la rândul lui spune că toată viața căutăm unii soluții, alții scuze. Și acum eu te întreb, tu din care categorie faci parte? Cauți soluții sau scuze? Știu, în prima fază, toți căutăm și scuze, pentru că este un mecanism de apărare, cumva vrem să fim împăcați cu noi, chiar dacă greșim sau avem de luat o decizie sau cumva ne eliberăm gândindu-ne așa, da, da, nu pot acum, nu pot așa, dar eu în situația asta nu pot să fac față, nu am banii necesari, nu am timpul necesar, da, și îmi găsesc scuzele. Scuzele pot să fie multe și variate, suntem cei mai buni la găsit scuze. Dar nu ne focusăm pe soluții. Ok, de ce nu ne focusăm pe soluții? Pentru că nu suntem intenționați. Pentru că nu avem motivația și voința necesară. Și atunci mesajul subliminal este că acel lucru nu este suficient de important pentru mine. Și dacă nu este suficient de important pentru mine, nici nu am de ce să găsesc soluții de rezolvare, ci mai degrabă caut scuze. Și tuturor ni se întâmplă să primim o invitație undeva sau să ni se ceară ajutorul sau, da, și să găsim diverse scuze, că una ca alta. Dar dacă am privit mai atent la acea situație și am fi cu adevărat intenționați, ar fi interesul nostru de pildă, da? Și ar trebui să ajung acolo pentru mine, da? Și ar fi suficient de atractiv și de important pentru mine, atunci probabil că m-aș focusa pe soluții. Până atunci prefer scuzele. Fără să ne dăm seama că atunci când căutăm scuze și împachetăm așa frumos, de fapt, o neputința noastră de a accepta unele lucruri, da? Și împachetăm frumos niște blocaje și niște limitări, fără să ne dăm seama că, de fapt, de cele mai multe ori, cumva ne autosabotăm. Atunci când refuzăm să facem anumite lucruri din frica de a eșua și ne găsim tot felul de pretexte și de scuze, atunci chiar ne o tragem la joale pe românește. Te pup și să ne fie de folos!